Azi, prieteni, aici este o pisică din două, i-am dat mâncărică și mă uit că mănâncă ghinișor. Și de cu mine la bucătărie. Asta e una, dar noi avem încă una roșcată, dar nu-i. E afară, mă așteaptă pe mine. Dar eu vă arăt ce mâncare, cum fac eu mâncare. Iată bucătăria mea ce e mic, care de 10 de ore am arătat-o. Fasole fierbe, uitați-vă și abură aici, păreță, că sus, gheoancă, lucrează. Cota și tot una. Ia uitați ce avem. Și iată fasole simple, albi. Le pregătesc cum iubim noi, moldovenii și românii. Iată lis, deja aproape gata. Și aici am ceapă. Opa, opa, închidem. E să arde deja. Am făcut-o. Am făcut-o. Speț, vâșii. Am făcut-o, prieteni. Ei, nu soați. Da, aproape s-o ars, dar eu cred că să margă, s-o prăjit mai bine, dar nu-i nimic stras. Îi punem capacul, mai lăsăm vreo câteva minute fasolele și le punem la prăjit. Și iată așa, ne uităm la mușli, la mușli gustăm, aici e abur pe tot, nu se vede nimic, după cum vedeți. Iată așa. Și la muș punem sare. Și cred că să fi deja am în parcă două ore de când fierb. Fasolele mele sunt gata, stimați prieteni, iată, acum și eu și le pun în tigaie. Dar să luăm unde este un colonic, pentru că nu chiar toate. Soția mi-a dat comandă să lăsăm și pentru un boș, moldovenesc. Cred că așa, îmi spune jumătate, punem jumătate, lăsăm. Așa, pleacă de zamă. Opa, prea multe. Sunt și prea multe, nu să le amestecăm ghinișor. Deci ai gălăjie și nu se aude sunetul. Lucrează cota asta. Mai punem o păleacă. O să ajung. Îmi pare mie că să ajung. Iată, stimați prieteni, deja le-am pus în tigaie. Ia că așa arată. O lecut s-a ars, dar permanent zic că eu nu-s bucătare, s-a mător și eu cred că nu-i nimic strașnic. Iată așa lăsăm capacul lecuță și sper vreo 20 de minute să lăs să prăjească și am să le gustăm, să vedem data asta cum s-a primit. Iată, vedeți, stimați prieteni, și timp este azi afară, cum pot să lucrez afară. Dar oricum, eu după masă am de gând să mă îmbrac ghinișor, să mătur pe un grad, uitați-vă ce frunz, foarte murdar, tot săptămână, eu nu m-au dat în săptămână. Și iată, deja e schip să fie ger, peste vreo două zile și să usuce trandafirii noștri. Dar până când încă-s verzi.
Iată așa dimineața la ora 9 m-am sculat și deja ploua. Și nu pot să faci nici o mișcare pe afară. Iată, vreau să iau floare și ea să o duc la dos. Iată astea. Nu știu cum de nu s-a uscat ea încă, chiar e de mirare. Dar iarba mea încă e verde. Și vedem ce facem mai departe. Iată, plita mea veche și eu deja am vreo săptămână de când fac focul. Și iată, pregătim amuș lemne și vreau să fac focul. Și am să vă spun de ce fac focul. Și iată și oaspița am eu azi. Uitați-vă atent. Uitați-vă și ne am eu oaspiței. Vedeți? E cât aici. Amuș, vă arăt. Vedeți? E cât aici. Ia cât aici. Prietenii mei au venit un spisel la mine pentru că săpâna lor a plecat la oraș. Ia cât aici. Șed cu minței, unul alb, unul negru, pentru că afară plouă și ei în căsuța lor se tem. Și atât noi deja am adus florile de afară în casă. Le vedeți? Toate florile sunt în casă pentru că deja vine iarna. Iată, stimați prieteni, în sfârșit am făcut mâncarea mea, fasole prăjite și psica face gălăgie. I-am dat mâncarea acolo corp și nu s-o sătura, dar fasole eu sper să nu-i placă ei. Și acum gustăm și vă spun și vouă ce mâncare am făcut eu astăzi. Stai psica! Ce să spun, stimați prieteni? Principal, să nu fie sărat tare, că eu ca de obicei sărez mult sare. Acum văd că am bicit, mâncarea este gustoasă, vă doresc să vă o poftă bună și pe curând ne vedem. Nu uitați să vă abonați și spuneți așa. Stimați prieteni, dimineața v-am arătat, era ploua, dar acum uitați ce se întâmplă. Ia uitați-vă, ce se întâmplă, stimați prieteni, a început a ninge, interesant, pe data de 18 noiembrie, ia uite aici, la vecini poamă încă a rămas, ia uite, nici poamă n-au cules-o, nu ne-a dat voie nouă că noi o culegem, ia uitați-vă ce frumos ninge, vedeți, florile noastre gata-s, ia uitați-vă, ce cu florile. Ia că așa. Uitați-vă, stimați prieteni, vine iarna, la jumătate de noiembrie. Am ușa să stup iarba mea. Ia uitați-vă. Bicicleta și de la ploaie, și așa lant și de la ploaie. Uitați-vă, și ninsoare frumos. Ia că iarba, deja, ia uite, uitați-vă ce iarnă vine, ia uitați-vă, cât verdeața noastră în dăferi, toți așa plină cu zăpadă. Aici am îngătit lemne pentru foc, așa că chiar acum îl luăm, aici am niște mieri, ui, e ca așa, opa, și mergem în casă. Mergem în casă, stimați prieteni, că vreau să fac focul. Ia că așa, opa, am ușit de-n focul. Și iată, vă arăs la vecini, cum ninge frumos. Ia uitați la vecini, ia uite. Vedeți? Am o de jumătate de oră, început să ning. Interesant.
Interesant. Au trandafiri frumos. E alchi palchi. E iarna, dar ei nu s-au uscat. Și galben, și roz. Ia uitați-vă, sărași. Ia uitați, roz. Galben, ce frumos. Ia uitați. Ia uitați. Interesant. Da, ținem minte pe data de 18, a început a ninge în Republica Moldova. Și eu am plecat în casă, prinde foc. Ești cuță, e frig, am dus în cap. Hai, du-te în casă, Micuță, du-te, du-te, răge. O, vineți iarna, voi băieței. Salut, stimați prieteni! Azi este 27 și uitați-vă ce iarnă a venit la noi. Eu locuiesc la într-un sat. Uitați-vă ce vânt și ce zăpadă frumoasă. Este prima zi când la noi în Moldova ninge și totodată bate și vântul și chiar e frig.
Am termometru, acum ne uităm împreună. Și iată, acum este ora 12 și am ieșit afară să mă rânesc zăpada oleac. Prima, sigur că eu în fiecare an rânesc, dar iată astăzi am hotărât să rânesc puțin trotuară măcar. Și vă arăt și vouă câteva secvențe. Pentru cei care, eu știu că sunt mii de moldoveni care locuiesc în alte țări, unii este cald, chiar ficiorul în Anglia, și nu ninge la dânșă. Și iată vă arăt, cine vrea să dea cu săniușa, din moldoveni, lasă vină de Crăciun acasă și cred că sper să și ei tot așa o mări. Și iată așa vă arăt câteva secvențe, cum ninge la noi în Moldova. Ascultați și vânt. Din ea se ninge așa, normal. Dar vântul este foarte mare. Deja la noi de vreo două sau trei ori s-a stâns lumina și noi facem încălzirea cu cazanul și dacă stânge lumina, a încurcat iețele, a să fie foarte frig. Desigur, pentru așa ceva avem lemne și avem sobă. Și mergem o leac să vă arăt prin o gradă pe stradă cum ninge la noi frumos. Ia uitați-vă! M-a uitat prin tăia că aici au rămas un strug de poamă la vecină, ia uitați-vă, care nu vor să-l culeagă, nu știu ce, dar el deja a înghețat. Astea-s vecinii. Ia uite, deja avem vreo câte centimetri, cred că vreo 7-8 centimetri, deja grosimea este gata. Puse. Și mă apuc mai departe să rânesc trotuara și fug în casă că este foarte frig.